sărbătorile sfinte de toamnă au sosit. Printre cele șapte sărbătorii din trei perioade de timp, astăzi este festivalul corturilor. În Vechiul Testament, Dumnezeu a stabilit ziua în care Moise a coborât de pe muntele Sinai cu al doilea set de zece porunci ca ziua ispășirii și a poruncit lui Moise să construiască cortul pentru a adăposti tablele de piatră. După ce a primit al doilea set cu zece porunci, Moise a coborât de pe muntele Sinai, a transmis pe deplin poporului voia lui Dumnezeu și i-a instruit să construiască cortul sfânt conform învățăturilor lui Dumnezeu. Timp de o săptămână, oamenii au adunat cu sârguință toate materialele necesare pentru a construi cortul. Acest eveniment de a aduna materiale a devenit baza festivalului corturilor. Când ne uităm la Noul Testament și luăm în considerare istoria lui, Biblia ne spune că toate materialele colectate pentru festivalul corturilor reprezintă poporul lui Dumnezeu. Putem vedea planul lui Dumnezeu de a finaliza misiunea de a găsi pe frații și surorile noastre pierdute, membrii familiei noastre cerești, prin festivalul corturilor, și de a-i aduce înapoi în patria noastră, împărăția veșnică a cerurilor. Prin urmare, din moment ce este imposibil ca noi, ca oameni, să găsim pe toți frații și surorile pierdute de unii singuri, trebuie să ne îmbrăcăm cu armătura completă a puterii Duhului Sfânt. Această misiune nu poate fi realizată fără ajutorul lui Dumnezeu și fără Duhul Sfânt. Prin urmare, nu a promis Dumnezeu binecuvântarea Duhului Sfânt al ploii târzii la festivalul corturilor? Prin festivalul corturilor, să căutăm cu ardoare puterea Duhului Sfânt și să primim și harul din belșug al Duhului Sfânt. Trebuie să existe lucruri pe care am încercat anterior să le realizăm numai cu propriile noastre puteri. Ce ar trebui să facem cu ele de acum înainte? Vă rog sincer să abandonați o astfel de încăpățânare și să înțelegeți cu fermitate că toate aceste lucrări sunt îndeplinite prin puterea lui Dumnezeu. Trebuie să ne încredințăm și să ne rugăm cu stăruință pentru Duhul Sfânt al ploii târzii. Pentru ca fiecare persoană din adevărul nostru. Familia lor și biserica să primească binecuvântarea Duhului Sfânt al ploii târzii și să fie împuternicită să sune din trâmbița Evanghelia cu și mai multă putere. Să ne facem ceva timp să studiem despre originea festivalului corturilor și modul în care israeliții au împlinit această sărbătoare prin învățăturile Bibliei. Mai întâi, să deschidem la Exodul capitolul 36. Exodul, capitolul 36. În capitolul 36, versetul 1, este scris, Bețaleel, Oholiab și toți bărbații iscusiți în care pusese Domnul înțelepciune și pricepere, ca să știe să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș, au făcut totul după cum poruncise Domnul. Moise a chemat pe o Oholiab și pe toți bărbații iscusiți în mintea cărora pusese Domnul Pricepere, și anume pe toți cei cu tragere de inimă la lucrul acesta, ca să-l facă. Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele pe care le aduseseră copiii lui Israel ca să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș. Chiar și după ce se începuse lucrarea, toți se mai aduceau lui Moise în fiecare dimineață daruri de bunăvoie. Atunci, toți bărbații iscusiți, prinși la toate lucrările Sfântului Locaș, și-au lăsat fiecare lucru pe care făceau și au venit de-au spus lui Moise, poporul aduce mult mai mult decât trebuie pentru facerea lucrărilor pe care a poruncit Domnul să le facem. Moise a pus să strige în tabără ca nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mă aducă daruri pentru Sfântul Locaș. Au oprit astfel pe popor să mă aducă daruri. După ce Moise a coborât de pe muntele Sinai, el a încercat să construiască cortul care va găzdui tablele de piatră ale celor 10 porunci. Astfel, el a adunat toate materialele pentru a construi cortul de la oameni. Lucrarea Evangheliei este acum terminată. Unii făceau fire pentru a face țesături, alții făceau diferite ustensile necesare pentru cort. În acest fel, după propriile talente, fiecare a continuat să aducă materialele necesare pentru cort până la punctul în care a adus mai mult decât suficient. Din moment ce oamenii au adus atât de mult încât a fost mai mult decât suficient pentru construirea cortului, Moise a trebuit să dea o poruncă în întreaga tabără să nu mai aducă. Poporul ceresc este asemănat cu materialele pentru festivalul corturilor. Momentul va veni cu siguranță când Dumnezeu proclamă: Lucrarea Evangheliei este acum terminată. Până atunci, ce trebuie să facem pentru a salva încă un suflet? Până când Dumnezeu dă această poruncă și face proclamația sa. Noi trebuie să ne grăbim să găsim pe frații și surorile noastre pierdute și să conducem mai mulți păcătoși la pocăință și în brațele lui Dumnezeu. Să mergem la capitolul 35 versetul 4 pentru a afla mai multe despre lucrarea de zidire a cortului. Capitolul 35 versetul 4 Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel și a zis: Iată ce a poruncit Domnul. Cine a poruncit lucrarea de zidire a cortului? După cum putem vedea aici, Moise a jucat pur și simplu rolul de profet de a transmite poporului porunca lui Dumnezeu. Versetul 5. Luați din ce aveți și aduceți un prinos Domnului. Fiecare să aducă prinos Domnului cel lasă inima. Ei nu sunt forțați. Toată lumea care este dispusă, aur, argint și aramă materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu, pânză de insubțire și păr de capră, piei de berbec vopsite în roșu și piei de vițel de mare, lem de salcâm, unt de lemn pentru sfeșnic, mirodenii pentru unt de lemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare, pietre de onix și alte pietre pentru efod, umărar și pieptar. Toți cei iscusiți dintre voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul locașul, cortul și acoperișul lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii și picioarele lui, chivotul și drugii lui, capacul ispășirii și perdeaua dinăuntru pentru acoperirea chivotului, masa și drugii ei, cu toate uneltele ei, și pâinile pentru punerea înaintea Domnului, sfeșnicul cu uneltele lui, candelele lui și unt de lemnul pentru sfeșnic, altarul pentru tămâie și drugii lui, unt de lemnul pentru ungere și tămâia mirositoare și perdeaua ușii de afară, de la intrarea cortului, altarul pentru arderile de tot, grătarul lui de aramă, drugii lui și toate uneltele lui, la ianul cu piciorul lui, pânzele curții, stâlpii ei, picioarele ei și perdeaua de la poarta curții, țărușii cortului, țărușii curții și funiile lor, Veșmintele preoțești pentru slujba Sfântului Locaș Veșmintele sfinte ale preotului Aaron și veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoțești Asta a fost ceea ce Dumnezeu a poruncit oamenilor să pregătească și să facă ca jertfă lui Dumnezeu În conformitate cu porunca lui Dumnezeu, Moise a instruit poporul că anumite materiale erau necesare și a lăsat pe cei care erau dispuși să aducă materialele în consecință să citim versetul 20. Toată adunarea copiilor lui Israel a ieșit dinaintea lui Moise. Ce fel de oameni au venit? Toți cei cu tragere de inimă și bunăvoință au venit și au adus un prinos. Acest lucru nu este ceva care se efectuează forțat în nicio epocă. Nici în această epocă nu ar trebui să facem această lucrare cu forța. Lucrarea noastră a Evangheliei este rezultatul unei înțelegeri profunde și al unei realizări profunde. Aceasta produce în noi o dorință de a ne îndeplini de bunăvoie misiunea. Evanghelia nu este niciodată ceva ce a trebuit să faci sub constrângere doar pentru că cineva te îndeamnă să o faci. Dacă o facem fără tragere de inimă, nu poate duce decât la un rezultat mai rău. Când suntem mișcați din inimă și suntem dispuși să oferim fiecare material al cortului lui Dumnezeu, putem conduce fiecare suflet în parte să se întoarcă în brațele lui Dumnezeu, să se pocăiască și să înceapă călătoria pe calea către împărăția cerului, ca și copiii lui Dumnezeu, care duce la mântuire. Să ne uităm la versetul 21 din nou. Toți cei cu tragere de inimă și bunăvoință au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru veșmintele sfinte. Au venit îndată bărbații și femeile, toți cei cu tragere de inimă. Până acum, vedem continuu expresia tragere de inimă în Biblie. Puteți face atât de mult cât vă dați seama! Puteți urma atât de mult cât înțelegeți, și puteți acționa atât de mult cât doriți. A face cu forța ceva ce inimile noastre nu doresc nu este deloc ceea ce Dumnezeu dorește. Cine a creat cerurile și pământul? Cine este stăpânul tuturor lucrurilor? Nu este Dumnezeu stăpânul? Dumnezeu nu vrea ca noi să facem ceva fără tragere de inimă. Nu este pe plac lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a chemat pentru că nu a putut îndeplini lucrarea Evangheliei de unul singur sau pentru că nu ar putea fi îndeplinită fără noi, oamenii. Ce ne-a dat nouă, păcătoșii din cer? El ne-a dat o ocazie ca să ne putem pocăi. Deși Dumnezeu ne-a dat o ocazie atât de prețioasă, dar dacă nu avem o inimă bună, Dumnezeu nu o va accepta. Așa cum Dumnezeu nu a acceptat jertfa lui Cain, el nu va accepta ceea ce nu este oferit cu o inimă bună. Prin urmare, sunt încrezător că atunci când inimile noastre ne vor mișca și vom efectua lucrarea de mântuire a sufletelor cu inimă bună, multe suflete vor putea să se pocăiască și să se întoarcă cu siguranță în brațele lui Dumnezeu în timpul acestui festival de toamnă. Să continuăm cu capitolul 35, versetul 20. Să mergem la versetul 20. Toată adunarea copiilor lui Israel a ieșit dinaintea lui Moise. Toți cei cu tragere de inimă și bunăvoință au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru veșmintele sfinte. Au venit îndată bărbații și femeile. Toți cei cu tragere de inimă și-au adus belciuge de nas, inele, cercei, brățări, salbe și tot felul de lucruri de aur. Fiecare a adus prin osul de aur, pe care îl încinase Domnului. Toți cei ce aveau stofe, materii, vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, din insubțire și păr de capră, piei de berbec vopsite în roșu și piei de vițel de mare le-au adus. Toți cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argin și de aramă au adus prinosul Domnului. Toți cei ce aveau lemn de salcâm bun pentru lucrările rânduite pentru slujbă l-au adus. Toate femeile iscusite au tors cu mâinile lor și au adus lucrul lor, și anume, tort vopsit în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în subțire. Versetul 26. Toate femeile cu tragere de inimă și iscusite au tors păr de capră. După cum putem vedea, aspectul cel mai central al procesului de construire a cortului a fost credința lor. Biblia a consemnat repetate rânduri că inimile lor au fost mișcate și că au fost dispuși să se alăture deoarece au înțeles corect voia lui Dumnezeu. Ei și-au dorit de bunăvoie să facă această muncă, așa că s-au oferit voluntari. Dumnezeu nu-i acceptă pe cei a căror minte este diferită de acest lucru. El respinge darurile celor care nu sunt dornici. Amintindu-și de harul pe care Dumnezeu l-a dăruit lor iertându-le toate păcatele, cum ar fi atunci când s-au închinat la idolul unui vițel de aur și cum Dumnezeu le-a acordat din nou tablele de piatră cu cele 10 porunci, a făcut ca fiecare cuvânt dat să fie atât de valoros și prețios pentru ei. Astfel, israeliții, ale căror păcate au fost iertate, au devenit fervenți și dornici să construiască cortul pentru că va adăposti tablele de piatră inscripționate cu poruncile lui Dumnezeu, de la prima până la a zecea. Gândul că Dumnezeu locuiește în cort i-a făcut dornici să efectueze această lucrare. De aceea cuvintele, cei cu tragere de inimă și cei care au fost dornici, i-au continuat să fie repetate. Atunci, care ar trebui să fie atitudinea noastră de credință în timpul festivalului corturilor? A răspândit cuvântul Evangheliei lui Dumnezeu în Samaria și la capetele pământului timp de o săptămână pentru a găsi pe fiecare dintre frații și surorile noastre pierdute va fi la fel cu a oferi cu sârguință lui Dumnezeu unul câte unul materialele pentru construirea cortului în timpul lui Moise, acum 3500 de ani. Ce fel de atitudine ar trebui să avem pentru această misiune? O inimă care este mișcată de Dumnezeu, o inimă care este binevoitoare și plină de bucurie. Noi nu trebuie doar să imităm ceea ce fac alții fără să înțelegem de ce. Când ajungem să înțelegem și să urmăm corect voia perfectă a lui Dumnezeu, Dumnezeu Duhul Sfânt va locui în noi și ne va ajuta în tot ceea ce facem. Este ca atunci când copiii încearcă să scrie o scrisoare emoționantă părinților lor Dar ei nu se pricep la asta și scrisul lor de mână este puțin neglijent În loc să ne concentrăm asupra calității scrisului de mână Ce văd părinții? Ei văd inima sinceră a copilului Chiar dacă scrisul lor mamă, tată, vă iubesc și nu este niciodată ca acela unui caligraf bun, care ar fi inima părinților care primesc o astfel de scrisoare de la copiii lor, poate părea nesemnificativ și există cu siguranță stiluri mai frumoase de caligrafie, dar acea scrisoare este prețuită pentru o viață întreagă. Este valorată atât de mult. De ce? Așa cum părinții prețuiesc momentul în care inima copiilor lor încearcă să le fie pe plac, Dumnezeu nu dorește eforturile noastre pentru că nu poate aduna întreaga omenire deodată. Nu trebuie să uităm că Dumnezeu ne dă oportunități. Prin urmare, dacă îi dăm slavă în timpul acestui festival al corturilor cu inimă bună, sunt încrezător că Dumnezeu ne va binecuvânta din belșu cu daruri care sunt mai mult decât suficiente pentru ca noi să îi le oferim lui. Să continuăm să examinăm unele dintre reglementările festivalurilor din Vechiul Testament care au fost respectate în timpul festivalului corturilor. Să mergem la Leviticul, capitolul 23. Leviticul, capitolul 23, versetul 33. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, în a 15-a zi a acestei a șaptea luni, astăzi este a 15-a zi a lunii a șaptea după calendarul sfânt. În această zi, va fi sărbătoarea corturilor în cinstea Domnului, timp de șapte zile. În ziua întâi să fie o adunare sfântă, să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei. Timp de șapte zile, să aduceți Domnului gert femistuite de foc. A opta zi, să aveți o adunare sfântă și să aduceți Domnului gert femistuite de foc. Aceasta să fie o adunare de sărbătoare, să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei. Acestea sunt sărbătorile Domnului, în care veți vesti adunări sfinte, ca să se aducă Domnului gert femistuite de foc, Arder de tot, daruri de mâncare, gertfe de vite și gertfe de băutură, fiecare lucru la ziua hotărâtă. Afară de aceasta, să păziți sabatele Domnului și să vă aduceți darurile voastre Domnului, să aduceți toate jertfele făcute pentru împlinirea unei juruințe și toate darurile voastre făcute de bunăvoie. Versetul 39 în a 15-a zi a lunii acesteia, a șaptea, când veți strânge roadele țării, să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului, timp de șapte zile. Cea din tâi zi să fie o zi de odihnă și a opta să fie tot o zi de odihnă. În ziua întâi să luați poame din pomii cei frumoși, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoși și de sălci de râu și să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru șapte zile. În fiecare an să prăznuiți sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului, timp de șapte zile. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. În luna a șaptea să o prăznuiți. În cadrul acestor reglementări ale Vechiului Testament, existau sărbători în care oamenii depuneau ramuri din palmieri, mirturii și măslini în curtea templului. Le puneau pe acoperișuri și își construiau corturi pentru ei înșiși. Atunci, ce reprezintă pomul în epoca noului legământ? Să mergem la Ieremia capitolul 5. Să ne uităm la versetul pereche din capitolul 5, versetul 14. În capitolul 5, versetul 14 este scris: De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul știrilor, pentru că ați zis lucrul acesta. Iată, cuvântul meu îl fac foc în gura ta și poporul acesta. Ce sunt ei? Lemne, ca să-i ardă focul acesta. După cum putem vedea, Dumnezeu și-a asemănat poporul, l-a figurat vorbind, cu lemnul. Nu indică rânduielile festivalului corturilor din Vechiul Testament. Unde ramuri de copaci erau tăiate și puse pe curțile Templului sau pe acoperișuri. Nu indică intenția lui Dumnezeu de a aduna pe poporul său unul câte unul, care să devină materialele pentru Templu. Prin urmare, semnifică terminarea Templului. În cartea Apocalipsa, se menționează că unii devin stâlpii templului, alții căpriori și alții ușile. Prin pilde în Biblie, rolul diferit al fiecărui individ este explicat. Să mergem la Cartea Efeseni, capitolul 2. Să ne uităm la Efeseni, capitolul 2, versetul 20. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie, ce să fie, un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți, cum? Împreună, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul. Este scris că toate materialele Templului sunt zidite împreună. Să mergem la Apocalipsa, capitolul 3. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 12. Să ne uităm la Apocalipsa, capitolul 3, versetul 12. Pe cel ce va birui, îl voi face, ce? Un stâlp în Templul Dumnezeului meu. Nu se referă aici cel care va birui el la oamenii care sunt mântuiți? Potrivit profeției festivalului corturilor, Biblia ne învață și ne luminează că poporul lui Dumnezeu care este mântuit devine stâld ai templului și fiecare devine unul dintre materialele templului. Pentru a împlini toate aceste profeții, ce a spus Dumnezeu că ar trebui să facem tuturor neamurilor și popoarelor? Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Acest lucru arată cum Dumnezeu ne-a învățat ce ar trebui să facem prin Festivalul Corturilor în această epocă așa cum ne-a arătat în sistemul tuturor sărbătorilor din Vechiul Testament. Prin urmare, ce ne spune 2 Timotei, capitolul 4, să facem? Fă lucrul unui evanghelist. Nu spune așa? Și ce ne încredințează Dumnezeu conform 1 Tesaloniceni, capitolul 2? Este scris că Dumnezeu ne-a încredințat Evanghelia. Așa cum israeliții au adunat materiale pentru Templul la cererea lui Moise, festivalul corturilor de astăzi este pentru a aduna pe toți frații și surorile noastre pierdute de la un capăt al cerului la celălalt, de la cele patru colțuri ale pământului, pentru ca ei să poată deveni materialele perfecte pentru Templul Ierusalim pe care Dumnezeu și-l dorește când ne întoarcem cu 3500 de ani în urmă, după ce cortul a fost construit în timpul festivalului corturilor, Dumnezeu a fost mereu prezent acolo, locuind într-un stâlp de nor ziua și într-un stâlp de foc noaptea. Prin urmare, indiferent unde cortul a fost mutat, un stâlp de nor ziua și un stâlp de foc noaptea au fost stabilite peste el ca un semn că Dumnezeu locuia mereu înăuntru. A devenit un loc foarte important care a arătat israeliților prezența continuă a lui Dumnezeu. În slujirea Evangheliei, există lucruri care sunt imposibile cu abilitatea umană. Noi, oamenii, nu putem nici măcar să avem grijă în mod corespunzător de propriile noastre trupuri și nici nu putem găsi calea care duce la iertarea propriilor noastre păcate. Cu toate acestea, Dumnezeu a dăruit harul său din Belșug asupra noastră și ne-a dat numeroase oportunități. Nu numai că Dumnezeu ne-a dat căi de a fi iertați de păcatele noastre, ci și de a deschide calea pentru ca alții să se pocăiască. Cum pot ei să creadă în cel de care nu au auzit? Și cum pot ei să audă fără ca cineva să le predice? Dacă nu există nimeni care să predice despre Tatăl, sau despre vestea noului legământ, sau despre vestea bună a împărăției, cum ar putea cineva să audă despre ea sau să creadă? Această misiune este numai pentru cei care sunt dispuși și ale căror inimii sunt mișcate. Această misiune nu este dată oricui. După cum este scris în Biblie, este pentru cei care sunt dispuși și cei a căror inimă este mișcată. Astfel de oameni caută Harul lui Dumnezeu și cer puterea Duhului Sfânt. Tată, mamă, nu o pot face cu propriile mele puteri. Indiferent de cât de mult încerc, gura nu mi se deschide și îmi lipsește curajul. Vă rog să mă îmbrăcați cu puterea Duhului Sfânt ca să pot îndeplini această misiune pe care nu am putut să o fac înainte. Vă rog să mă schimbați. Sper ca prin astfel de rugăciuni stăruitoare să primim binecuvântarea Duhului Sfânt al ploii târzii, și că anul acesta va fi un an binecuvântat în care Evanghelia poate fi răspândită rapid în întreaga lume, în Samaria și la marginile lumii. Pământul. Festivalul corturilor comemorează construirea cortului și, în contextul Noului Testament, este sărbătoarea în care este promisă binecuvântarea Duhului Sfânt al ploii târzii. Din moment ce primim harul, puterea și autoritatea din Belșuga Duhului Sfânt, să nu ne concentrăm numai asupra lucrurilor lumești. În schimb, cu o speranță mai mare pentru cer, să predicăm familiei, rudelor și vecinilor din jurul nostru. Sora mea, ai vrea să înveți cum să mergi în cer cu mine? De asemenea, dacă ai un frate mai mare, spune, frate, să învățăm împreună calea spre împărăția cerului. Viața pe care o trăim pe acest pământ este importantă, dar nu este așa de trecătoare și de scurtă? Nu ar fi înțelept să ne pregătim și să facem planuri pentru viața de după aceea? Noi toți trebuie să fim capabili să învățăm în acest fel. Rugând pe toți frații și surorile noastre din Sion să emane puterea lui Dumnezeu în întreaga Samaria și până la marginile pământului prin acest festival al corturilor, aș dori să închei predica de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult!